Competițiile interșcolare dau un plus de dinamism în viața copiilor, așa că interesul lor pentru ora de educație fizică și pentru practicarea sportului în general a crescut. Dovadă sunt statisticile. Tot mai puțini elevi aduc o scutire din partea medicului pentru ora de educație fizică. Privirea în față și ne succes ca lumea. Bun. Sportul înseamnă sănătate și o bună dezvoltare pentru copii. Totul trebuie să pornească din școala generală. Aceste activități se desfășoară sub forma diferitelor competiții, diferite între cluburile sportive școlare care, ca preponderență, au sportul pe diferite ramuri de activitate și, de asemenea, și în cadrul sportului de masă, la orele de educație fizică, ce se realizează prin planul de învățământ la nivelul unităților de învățământ. Din anii 90 până acum, infrastructura școlară s-a schimbat mult. Au apărut noi săli de sport, dotări moderne, dar și o nouă mentalitate. În schimb, a existat o perioadă în care elevii fugeau de ora de educație fizică, aducând o scutire de multe ori nejustificată din partea medicului. Prin antrenarea elevului în competiții sportive care se desfășoară atât pe plan local, regional și național, s-a reușit atragerea lui spre diverse sporturi. De exemplu, anul acesta, numărul celor scutiți s-a redus considerabil față de anul trecut. Noi avem acțiuni individuale pe fiecare școală. În sensul ăsta, fiecare școală are acțiunile proprii sportive pe care le desfășoară, dar avem o competiție mare numită Olimpiada Sportului Școlar. Față de anul trecut, numărul de scutiți medical la orele de educație fizică este în scădere, ceea ce m-a bucurat în mod deosebit. La orele de sport, elevii învață să joace handbal, basket sau volei. În plus, organismul lor se dezvoltă armonios. Ca în orice domeniu, selecția este naturală. Cei mai buni ajung să practice sport de performanță.